Bun găsit, oameni minunați! Suntem la emisiunea În căutarea stării de bine. Sunt Simona Nicolaescu și avem alături de noi pe Anne-Marie Ormenișan. Ea este fondatoarea lui Lifelong Learning Solutions și este trainer certificat internațional în Process Communication Model, este executive and life coach. Bine ai venit în emisiune! Și astăzi vom discuta despre personalitățile pe care, multiplele personalități pe care le găsim în mediul organizațional, cu toate culorile și toate nuanțele posibile. Și sper să avem parte de cât mai multă informație din care fiecare dintre noi să învățăm, astfel încât să ne fie mai bine la locul de muncă. Ne străduim așadar. Chestia cu multiple personalități o încadrăm într-o zonă mai cu minte. Mai mult de 6 nu putem avea cu toții deodată. Vestea bună este că le avem absolut fiecare dintre noi pe toate cele 6. Am să le numesc succint și am să vorbesc puțin despre mine. Cunoscătorii vor înțelege de ce fac anumite gesturi, folosesc anumite cuvinte, am anumite tonalități, mă mai și joc puțin. Cele 6 tipuri de personalitate sunt gânditor și mărturisesc că aceasta este baza mea, logic, organizat, rațional. Urmează imediat tipul de personalitate empatic, la mine, în structura personalității mele. După aceea, tipul de personalitate perseverent. După aceea, tipul de personalitate promotor, rebel și imaginator. Firește că pe durata cursului introductiv învățăm despre fiecare și intens facem asta, ne și antrenăm ca să reușim să deducem din ce se întâmplă în jurul nostru care ar fi tipul de personalitate din fază sau din bază, adică acela pe care îl manifestăm în mod curent și intens în aici și acumul în care acționăm. Dintre cele 6 tipuri de personalitate, cu unul ne naștem. Și aici este foarte importantă amprenta transgenerațională. Atenție, moștenim mult de la antecesorii părinților noștri, destul de puțin de la părinți. Și în general, ei sunt aceia care ne ajută să ne construim comportamentul, caracterul și tot ce urmează pe durata dezvoltării noastre. Până la vârsta de 7 ani, absolut fiecare tânăr, copil, are structura personalității deja decisă, o decide el însuși, niciodată influențat, sigur că există influențe, de către altcineva. Ordinea în structura personalității este stabilită. La vârsta de 7 ani, copilul are deja construit sistemul de supraviețuire în temeiul căruia va funcționa în relație cu mediile, persoanele, contextele în care va fi pus să acționeze. Vestea bună este că, deși la vârsta de 7 ani nu avem discernământul format, la vârsta adultă, cam după 25 de ani, putem redecide și face pași importanți, astfel încât lucrurile care nu ne mai sunt spre bun folos din ce am dobândit ca sistem de supraviețuire până atunci, să se schimbe în mod conștient, asumat, responsabil și așa mai departe. Înțeles? Da, și îți mulțumesc frumos. Da, din ceea ce știu eu, există mai multe clasificări, adică există mai multe teorii și aș vrea să ne spui un pic cine a făcut această clasificare, cum a apărut ea, înainte de a merge după aceea și în cadrul organizațional să vedem mai concret cine sunt aceste personalități de fapt. Eric Berne este părintele analizei transacționale. Tybee Color, părintele Process Communication Model, este cel care a dezvoltat munca lui Eric Berne pe Miniscript și de aceea am descoperit că îmi place să spun că Process Communication Model este copilul superdotat al analizei tranzacționale.
De aici pornind, iată, au fost aproape 60 de ani de cercetări succesive în funcție de numărul tot mai mare al persoanelor care au ales să-și afle, să-și descopere profilul individual al personalității. Vestea bună este că există și în România, că oricine dorește să afle despre sine lucruri la standarde foarte ridicate, în paranteză fie spus, NASA a folosit în recrutare și selecție, în momentul de dezvoltare al modelului, Process Communication Model, în mod special pentru cei care erau chemați să plece în misiuni speciale. Se întâmplă și astăzi, la un alt nivel, și astăzi, dacă este să ne referim la România, există organizații care au descoperit prin cursul introductiv cât de important este acest mod de validare și aleg ca cel puțin pentru board, ca fiind acela care gestionează schimbarea în organizație, să folosească modelul. Cu succes, aș spune. Au fost și schimbări de denumiri. De pildă, ceea ce astăzi numim gânditor, înainte se numea workaholic, dar pentru că din traducere oamenii au înțeles că workaholismul e de bine și toată lumea era instantaneu workaholică, s-a luat decizia ca să se nuanțeze puțin terminologia, iar grupul de traineri din România ne-am consultat mult înainte de a face publice denumirile cele mai potrivite în cultura românească. Și în plus este posibil ca un workaholic să-l regăsești de fapt la mai multe tipuri de personalitate. Da, cam la două. Așa, și asta se, vestea bună este că se află, că există un timp inteligent și generos în care poți experimenta lucrul acesta într-un mediu securizat și că cele mai importante schimbări apar la nivelul de aha, când în sfârșit cineva, noi înșine, ne vedem cu ochi cu care nu le-am văzut niciodată. Înțeleg că sunt șase tipuri de personalitate. Șase tipuri de personalitate. Nu există unul mai bun sau mai rău, e important să fac precizarea asta. Manifestăm în comunicarea eficientă maxim două. Și ai spus că manifestăm maxim două, dar eu sunt un individ într-o organizație și am o sumedenie de colegi cu care interacționez. Pe de-o parte ar trebui să țin minte toate cele șase tipuri și după aceea și combinațiile dintre ele. Cum m-ar ajuta să cunosc totuși aceste personalități și ce aș putea să extrag așa esențial din toată povestea Doar din aceasta? Ce facem aici, da? Așa, esențial. Da. Am să vă împărtășesc faptul că există 720 de combinații posibile de structuri de personalitate. Dar că putem reține, le avem cu toții pe toate cele șase. Pe unele le manifestăm, mai mult sau mai puțin, două în mod preponderent. Ce este important? Pe măsură ce căpătăm informație în zona asta, să ne și antrenăm disponibilitatea de a fi în contact cu real, asumat, autentic, cu cel cu care vorbim. Una dintre situațiile cu care mă confrunt frecvent în consiliere pentru organizații este aceea că managerii uită să-și individualizeze stilul de interacțiune. Nu ne putem adresa unei mese amorfe, ci că fiecare este diferit și totuși atât de similar, în cel puțin șase moduri diferite, în raport cu cei care se află acolo. Ce facem? Studiem puțin. Practicienii au nevoie de câteva minute ca să descopere informații despre tipul de personalitate din aici și acum. Scuze-mă, la ce te refer când spui practicienii? Mă refer la cei care au parcurs deja câteva etape de formare în Process Communication Model. Ceilalți, pe măsură ce interesul lor crește în funcție de anumite insight-uri sau nevoi pe care le au, descoperă și invitația mea este să descopere din surse autorizate. Okay.
Deci, în primul rând, le este util managerilor ca să interacționeze... tuturor conducătorilor de oameni și de familii. Ce să vezi? Pentru că și acasă avem alte personalități. Bineînțeles, este un alt tip de management, dar PCM-ul este un instrument absolut special pentru tot ce ține de relații și cred cu pasiune asta. Am experimentat îndelung. Ce ar mai fi de adăugat în zona asta? E nevoie de răbdare și de activarea sau reactivarea inteligenței emoționale concentrate pe aici și acum. Și aș mai adăuga un lucru. Nu suntem obișnuiți să vorbim despre limite și granițe ale rolurilor pe care ni le asumăm. Noi vorbim când facem recrutare și selecție despre funcții, despre poziții s-a eliberat. Din păcate, nici specialiștii în recrutare, nici candidații nu știu că cel mai important lucru este să ne întâlnim, nu știu dacă în dans sau în alergare, în locul în care am clarificat rolurile. Căci tu, organizație, mă vezi într-un fel când îmi propui să ocup o anumită poziție, eu, candidat, îmi doresc neapărat să ocupă o poziție care să mă ajute pe mine să ceva. Unde ne întâlnim, unde coincidem? Pentru că în momentul în care apare dezamăgirea, clientul, candidatul este dezamăgit, mi s-a promis ceva, nu s-a întâmplat și organizația spune, ah, față de interviu, ia uite, nu l-am cunoscut suficient de bine, cum rezolvăm situația? Reîntorcându-ne la comunicarea de calitate, adică cu atenție autentică. Dacă nu e autentică și e pentru că trebuie să bifem asta și avem evaluare și nu știu ce, lucrurile se complică. Și apoi mai există și principiul lui Pareto. Din ce ai remarcat, pentru că ai foarte multă experiență în a lucra în organizații pentru organizații, care ai simțit tu că este nevoia cea mai puternică care ar trebui dezvoltată în interacțiunile dintre oamenii la locul de muncă, astfel încât să aibă o stare mai bună? În primul rând, de obicei evit să dau sfaturi. Și este un lucru pe care nu îl accept decât în anumite condiții. Pot să ofer sugestii și pot să ofer câteva idei. M-am referit ceva mai devreme la granițe și limite pentru rolurile pe care ni le asumăm. Aș adăuga pe lista ideilor onestitate, în sensul că dacă eu, o organizație, vreau în mod autentic ca lucrurile să iasă bine, o să mă preocupe ce se întâmplă cu tine. Dacă nu, nu. Care sunt factorii motori pentru tot ce se întâmplă în existența umană? Păi nevoile. Este o abordare legată de igiena psihică elementară, să avem fiecare dintre noi grijă de propriile noastre nevoi. În PCM învățăm tot despre nevoile care devin factori motivatori pentru noi. Mi se pare esențial ceea ce spui acum. Am putea să trecem prin fiecare personalitate în parte și să vedem care este nevoia fiecăruia? Da, păi să trecem. De pildă, pentru gânditor, baza mea, cum am venit în lumea asta, este importantă recunoașterea muncii, permisiunea pentru a planifica, pentru a avea deja niște repere pentru ce urmează să se întâmple, punctualitatea. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea, începem să experimentăm distresul, gândirea rațională se alterează din ce în ce mai mult, iar dacă nu facem ce este nevoie să facem, ajungem la un grad mai ridicat de distres. Atenție, distresul, alterarea gândirii raționale nu se întâmplă numai la mine. Se întâmplă la toți cei cu care eu ajung să interacționez într-un anumit moment dat. Aici e esența problemei. Așa, grija față de împlinirea nevoilor mele mă ajută să pot să dansez elegant în relație cu ceilalți, pentru că și ei sunt atenți la nevoile lor,
când nu pot, când nu au suficiente resurse, pot cere ajutor. Și în general, când gestionăm destine și organizații, suntem pregătiți pentru asta. Empaticul are ca nevoie psihologică fundamentală atenția, contactul, stimularea senzorială. Pentru ei relația este mai importantă decât orice pe lume. Și atunci oamenii aceștia nu vor gândi așa cum face gânditorul, că vrea să știe. Ei vor simți mai întâi. Este o altă limbă, o altă lume. Dacă le vom cere, de obicei prin întrebări sau prin ghidaj abrupt, să facă asta și asta, ei care simt întâi vor fi copleșiți pentru că nu este limba lor familiară. În ce constă arta? Să cunoști cele 6 limbi. Promotorul este cel pentru care nevoia de a face, nevoia de incidență, de impact este esențială. Ei au nevoie să simtă că viața este antrenantă și merită să fie trăită. Perseverentul este acela care este dedicat unor principii înalte, care poate să cuprindă o anvergură mai largă, care construiește viziuni. Imaginatorul este cel care este la fel de creativ ca rebelul, dar își duce toate procesele în interior. Sunt persoanele cele mai spirituale, cele născute cu acest tip de energie și le datorăm foarte mult din evoluția umană. Rebelii care sunt cei pentru care viața merită să fie trăită dacă este fun. Și dacă nu există puțină energie și puțină joacă și atunci... Deci sunt sufletul petrecerilor și exact. Al companiilor. Exact. Și au o energie atât de plăcută încât și când noi înșine n-am știut să ne împlinim nevoia aceasta de joacă, ne stimulează să o facem într-un aici și acum pe care îl propun. Iar experiența este una realmente puternică. Da? Ce să-ți mai spun? Uite, mă gândeam, sunt anumite situații în organizații și să vedem unde regăsim, în ce tip de personalitate. Ne întâlnim cu oamenii care au o voce puternică, care vin și spun foarte deschis ceea ce vor, poate uneori agresiv și urmează propriile interese, poate pot să dea cumva și cu pumnul în masă. Sunt cei care formează opiniile în companie, dar nu neapărat îi reprezintă pe toți cei din companie, însă pentru că vocea lor se aude atât de puternic, atunci această voce va fi preluată și eventual transformată în acțiune. Pe aceștia, în ce tip de personalitate îi regăsim? Atenție! Accept foarte rar și numai în anumite condiții să fac generalizări. Pentru că suntem atât de diferiți și deosebirile sunt atât de nuanțate încât generalizările fac mai mult rău decât bine. În schimb, pot agrea faptul că există astfel de persoane. Nu știm dacă sunt liderii oficiali sau dacă sunt liderii informali. Ei pot să fie și într-o și situație așa, și alta. Chiar am văzut manageri ei îngrijorați de anumiți colegi pe care i-au în subordine și iau ca atare informațiile date de aceștia și se ghidează în funcție de ei, pentru că nu ei nu reușesc să-i stăpânească pe acești colegi. Îți amintești că am insistat pe asumarea de roluri, de limite și de granițe pentru rolurile pe care ne asumăm? Atenție, în organizație există un cod al familiei, există regulamentul de ordine interioară, acela de organizare și funcționare, în care lucrurile sunt clare. Când depășim rolurile, ne asumăm și organizația, ce să vezi, își asumă împreună cu noi eroarea. Pe de altă parte, agresivitatea nu are ce să caute acolo unde există relații interumane de niciun fel de natură. Agresivitatea este, în schimb, un semn că distresul este atât de mare încât gândirea rațională se alterează, propriile nevoi nu sunt împlinite și atunci agresivitatea vine de aici.
Pe când dacă suntem atenți la nevoile noastre, într-un final, împlinindu-le, ajungem să fim atenți și la nevoile celorlalți, ne reamintim ce să vezi că există mai mulți care sunt ca noi, să ne amintim faptul că recrutarea și selecția au o doză înaltă de subiectivism. Și atunci când încredințăm misiuni de acest tip unor persoane, e bine să ne asigurăm înainte că ele au o legătură puternică cu sistemul de valori al organizației. Deci n-aș generaliza. În general, pe distres de promotor se întâmplă asta când se dau directive, când totul devine abrupt, gândirea rațională este, cum am spus, plecată. Alte sfere și ce rămâne? Rămâne energia negativă. Oamenii, mai ales cei cu energie subtilă de empatic sau de imaginator, se retrag sau devin submisivi un timp. Atenție, lucrurile acestea care sunt împotriva naturii nu pot să dureze la infinit. Mai devreme sau mai târziu, unii obosesc. Fie că aleg să părăsească organizația, dacă nu se întâmplă nimic, fie organizația, după o fluctuație puternică, începe să-și pună întrebări. Dar, atenție, există o soluție și mai bună. Confruntarea, înțelegând prin confruntare, nu disputa cu un ton ridicat, ci hai să punem cărțile pe masă, vorba lui Cole Reeser, și să discutăm despre ce se întâmplă. Este singura atitudine pe care îmi îngădui să o recomand ca fiind acceptabilă și hrănitoare atât în organizație cât și în familie. Ceilalți care se emoționează, care n-au puterea să spună nu pe loc atunci când se întâmplă, care ce să vezi nici mai târziu pentru că încep și își imaginează că ei sunt vinovați pentru faptul că au generat asemenea atitudini, sunt cei care mai devreme sau mai târziu ajung să somatizeze și să arate lucrurile acestea, care devin tot mai neperformanți din punct de vedere profesional pentru că nevoile lor care țin de latura profesională nu sunt împlinite și se trezesc într-un travaliu care ar putea fi evitat, dar care pe ei îi copleșește și îi extenuează. Mai există și celelalte tipuri de personalitate. Perseverentul, dacă nevoile lui nu, perseverentul în bază sau chiar și în fază, dacă nevoile lui fundamentale nu sunt împlinite, pleacă în cruciade. Da? Și dacă descoperim că cineva nu ascultă argumente, nu, înțelegem că acolo este vorba despre un astfel de tip de energie. Și perseverentul are nevoie de recunoașterea muncii, dar ce să vezi, și mai mult de recunoașterea opiniilor. Drept pentru care un truc, dacă mă pot exprima astfel, pentru a aduce pace și puțină seninătate în comunicarea cu cineva despre care am descoperit că are energie de perseverent, este să spunem: știi cât de mult apreciez părerile tale, opinia ta este importantă pentru mine, cred la fel ca și tine că lucrurile se vor întâmpla astfel. Dacă nu suntem autentici și nu credem ceea ce spunem, mai devreme sau mai târziu interlocutorul își va da seama de asta și relația se pierde pentru că n-are cu ce să fie hrănită. Și atunci, cu i-ar folosi să facă lucrurile într-un mod diferit? De aceea, una dintre idei ar fi să fim autentici, responsabili, să ne asumăm că avem opinia asta și că credem asta și să spunem la timp lucrurile, nu atunci când este foarte târziu. Înțeleg că asta este ușor de implementat de către un manager dacă are un astfel un de angajat. Da. Da. Eu sunt coleg cu tine, suntem pe același nivel, da. Poate chiar sunt un nivel sub și atunci cum abordez? Sau cum pot să abordez acest personaj? Ne referim la cel care este violent, agresiv. Agresiv. Nu vreau să ne ducem în zona de violență. Da, verbal. Da. Agresiv. Adică îl simți, nu trebuie neapărat să vorbească ori, dar îl simți da. Că... Atenție, noi vorbim despre oameni adulți, nu-i așa?
Teoretic, da. Hai să zicem, suntem adulți, ne asumăm statutul și pe măsură ce evoluăm în dezvoltarea noastră personală și rolurile pe care le acceptăm sau nu în viață. Când vorbim din poziția de egal, poate că îmi va fi mai ușor să-ți arăt oglinda. Nu trebuie să spun, vai, dar nu mai suportă, ci dragul meu, sau dacă am multă energie de empatic, sau iată, este greu pentru mine să continuăm așa. Pentru mine este dificil din următoarele motive și le enumăr. Cum este pentru tine să procedăm într-un mod diferit, astfel încât să reechilibrăm relația, fiindcă, ce să vezi, poate relația chiar este importantă pentru mine. Ar fi o variantă. Da? Foarte fain. Pentru asta este nevoie de decizie și de încredere. Și dar uneori... scuze-mă, să fii și calm tu, să, da, să fii ok cu tine. Și uneori mai greșim. Chiar și noi, cei care știm. Căci avem și zile mai gri, da? Când suntem sensibili sau nu ne-am împlinit în totalitate anumite nevoi. Important este să conștientizăm asta la timp și să ne reamintim faptul că atunci când în relație fiind, dansăm împreună cu ceilalți, este importantă acuratețea, ținuta, calitatea energiei pe care o punem în relație și să fim mai atenți cu asta. N-aș lega de bun simț, ci de conștientizare, pentru că nu mă pot prezenta în cămașe de noapte și în papuci într-o relație care este importantă pentru mine. Nu? Ok. Mi-a plăcut ideea pe care ai spus-o mai devreme, să fim autentici în, în relațiile noastre, și ideea aceasta combinată cu a ne adapta la nevoile celorlalți. Nu a ne adapta. A ne adapta, mă gândesc, din perspectiva comunicării. A fi atenți la ele. Nu trebuie să se adapteze nimeni la nimeni, ci doar să fim atenți la nevoile celuilalt, să fim împreună cu el dacă nu poate singur să și le împlinească. Căci atenție și nevoile sunt diferite în funcție de structura tipului. Dar această atenție cum o manifestăm practic? Ascultând. Ok. Acordând un timp de calitate. Acceptând că orice câștig înseamnă și o pierdere. Nu cred în compromisul constructiv decât în negocieri de un alt nivel. Și curiozitatea este un accesoriu important, fiindcă după, dacă vreau să fiu cu tine, mă interesează ce este important pentru tine. Și te invit să-mi vorbești despre asta ca să nu mai greșesc. Ok. Te invit să vorbești despre asta. Te invit, te rog. Ok. Îți cer. Aș vrea să clarificăm un pic. Deci, eu sunt genul de om care vrea ca lucrurile să fie oferite la timp. Da? Bun, pot deci să fiu pentru manager, pot să fiu coleg, da, pentru tine punctualitatea este esențială. Okay. Este esențială. Spui asta. Și spun. Da. Dragilor, vreau exact până în data de... Exact. Și am colegi care poate sunt foarte analitici, care ei și vin au nevoie cu de mai mult timp. Au nevoie de mult mai mult timp și vin cu rapoartele mai târziu decât data la care eu am solicitat să fie gata. Concret, cum comunic cu acești oameni? Deci eu știu că am și comunicat, am și tras foarte clar când să fie livrate rapoartele și totuși este o intenție bună din partea colegilor să tot analizeze și să se asigure că lucrurile sunt foarte, foarte bine gândite. Întrebare, tu ești managerul? Să zicem că sunt colegul. Colegul. Sunt colegul. Și vreau să rămân și autentică, vreau să păstrez și o relație bună cu colegii. Cum procedez? Adică în acțiune ce fac? În acțiune faci așa. Odată îți reamintești faptul că au existat niște întâmplări anterioare în care mi-ai experimentat lucrul de care ți-e frică, da? În care n-au fost punctuali. Pentru că tu inițiezi... Da, eu am solicitat. Da, îți asumi riscuri calculate,
Întrebi dacă e nevoie de mai mult timp pentru asta, că imaginatorii în mod clar vor avea, în bază sau în fază, nevoie de mai mult timp. Pentru ei este suficient să le spui că ai nevoie de... După ce ei și iau un timp suficient, în data de la... Și de obicei, ai grijă să folosești deadline-uri mai strâmte decât acela final pe care l-ai tu în gândul tău. Când lucrurile nu funcționează pe termen lung așa, e nevoie să fii ceva mai fermă în a negocia continuarea relației. Atenție, în organizație, în familie mai alegem, în organizație mai puțin. Și atunci negocierea pe zona aceasta e foarte importantă, fiindcă depindem uneori unii de munca celorlalți. Adult funcțional, negociere înțeleaptă, ascultare activă, renegociere. Dacă descoperi că un lucru pe termen lung nu funcționează, îți mai pui câteva întrebări. Ce se întâmplă cu persoana, că e posibil ca să se întâmple câte ceva? Ce se întâmplă cu mine? Poate că eu nu reușesc să folosesc suficient de clar cuvintele potrivite, astfel încât să ajungă mesajul meu corect la celălalt și, ce să vezi, recidivez. Pe urmă analizez și contextul în care se întâmplă, că dacă eu sunt într-o relație bună cu tine, dar tu nu ai niște relații bune cu cine, s-ar putea ca asta să te impacteze și să-ți creeze un disconfort care, pe măsură ce crește și nu se rezolvă, să tulbure puțin echilibrul. Lucruri de genul acesta. Suntem atenți la nuanțe și la detaliile semnificative. Așa, când pui pe cineva să-ți vorbească despre asta, pare complicat științific și un bla bla greu de dus la capăt. În realitate, când suntem autentici și ne interesează cu adevărat, lucrurile astea chiar se întâmplă. Deci se poate, am experimentat îndelung asemenea situații. Ai văzut anumite transformări după ce oamenii au participat la aceste cursuri și poate poți să vorbești despre un exemplu concret. Cum era omul atunci când a venit la curs și cum a terminat? Unde a simțit că a crescut foarte mult? În Process Communication Model lucrăm foarte mult cu permisiuni. Și sunt cele 10 permisiuni fundamentale pe care le folosim în orice proces de dezvoltare personală. Invit părinții să-l folosească în familii de la cea mai fragedă vârstă a copilului. Existând permisiunile ca fundament al relației, îți dai voie să nu te simți atât de disconfortant când descoperi lucruri despre tine. Mi s-a întâmplat să descoper pe cineva care avea structura personalității cam așa, gânditor, perseverent, imaginator, rebel și care avea rebelul închistat în reguli și în așa, se devină cu empatie, cu foarte sus, dar pe care și l-a accesat prin gândire. Scuze, mai puteți să ne spui un pic mai detaliat cum se vedea el de fapt în organizație sau... Organizație, adică era genul de om care căuta tot timpul carieră, care era foarte concentrat pe sarcini, pe îndeplinirea acestora, pe comunicarea suficientă, adică nu cu detalii și așa, cu a nu amesteca relațiile personale. Deci rece, o persoană rece, da, așa, pentru că empatic era sus de tot. După care schimbarea a fost așa. Persoana mi-a împărtășit faptul că a început să gătească. Atenție, stimularea senzorială, inclusiv cea prin gust, prin diverse chestii, este fantastic. Am învățat să gătească pentru ceilalți. De fapt, a început pentru sine. Și-a dat voie să râdă, să se distanțeze puțin de imaginea aceea și să facă un pas lateral și să se ia în serios, jucându-se. Da? Că uneori ne luăm mult prea în serios și avem sentimentul că toată greutatea pământului este fix pe umerii noștri. Ăsta e joc psihologic. Atenție la ce facem.
Și da, a fost o... când ne întâlnim, pozează ce a pregătit nou și mi-arată, îmi spune cum a împărtășit cu copiii și cum împărtășește cu apropiații că face treaba asta. Urmează să organizeze, când se face vremea mai bună, un picnic la care să-și invite colegii. E deja altă lume. O transformare benefică. Da, da. Cu care atenție, a stimulat interacțiunea de calitate cu ceilalți oameni. De calitate. Asumată. Deci nu fac lucruri pentru că trebuie, ci pentru că vreau. Și pentru că mă interesează. Adică e important pentru mine să mă simt în confort în relația asta. Da? Că pentru orice relație e nevoie de cel puțin doi. Câteodată suntem mai mulți, atenție unde suntem mai mulți, da? Am glumit. Aș vrea să ne întoarcem un pic la empatici. Mi-a venit în gând ceva, așa. Te rog. Foarte multă lume mă întreabă cum e asta cu empatia. Am să împărtășesc o experiență atât de profundă pentru mine, încât sunt răscolită ori de câte ori mă amintesc. Mi-a venit în gând pentru că suntem în apropierea Paștelui, Sfintelor Paști. Pe vremea aceea, sufletul meu pereche cățel trăia și se numea Artur. Și am ieșit să-l plimb pe Artur. Avem un părculeț aproape de locuință. Am intrat și pe bancă am găsit un om al străzii care stătea cu un cozonac mare în mână, îmbrăcat în țiplă. Eu sunt o persoană curioasă, empaticul meu este faza în care funcționez de ani de zile, m-am uitat la el. Dacă a văzut că fac contact cu el, mi-a făcut semn. Artur imediat s-a dus și ajung lângă el. Și îmi spune: sărut mâna. Iertați-mă, am primit un cozonac, dar sunt singur și nu am cu cine să-l mănânc. Nu l-am desfăcut ca să nu fie murdare mâinile mele. Vreți să mâncați împreună cu mine o felie de cozonac? Și am stat ore în parc cu Artur și cu el, până când am mâncat tot cozonacul. Și am descoperit atât de multe lucruri despre el și a vorbit atât de mult, pentru că atunci când avem nevoie de atenție, vrem să fim și ascultați. Și eu sunt un bun ascultător. A fost pentru mine o experiență existențială și o lecție teribilă, o povestesc în cursuri. Despre asta este empatia, când nu contează hainele, culoarea, nu contează nimic, ci un contact vizual, un semn și disponibilitatea. Prezența. Da, prezența. V-ați întâlnit doi empatici. N-aș spune că era empatic. N-aș spune că era empatic. În schimb, simțirea mea, capacitatea mea de a fi conștientă de ce poate simți cel din jurul meu, m-a ajutat să fiu pe lungime de undă cu el. Păstrez asta, ne-am întâlnit peste timp, am reușit să-l ajut să-și găsească un loc de muncă. Când am vrut să-i dau bani ulterior, mi-a spus: mulțumesc, eu pot acum singur. Și cam așa. Păstrez cu drag această amintire, m-am împărtășit-o. Mulțumesc frumos. Întâlnim în organizații empatici. Întâlnim foarte mulți empatici, da. Oameni care ajută oameni, care sunt acolo pentru, pentru oameni. Care renunță la a avea atenție pe ei și o dăruiesc celorlalți și continuă. Și mă gândesc că acești oameni ajung de multe ori să fie extenuați. Da. Și mă întreb ce ar putea să facă ei pentru ei. Păi în primul rând să-și dea seama de asta. Să-și dea seama că dacă nu sunt doi care pun aceeași calitate a energiei în relație, nu vorbim despre o relație de calitate, să învețe să spună nu, să învețe să ceară ajutor. Deci pentru un empatic, lucrul cel mai teribil de pe fața pământului este
să se solicite ajutor când resursele nu-i ajung. Iar noi ceilalți să învățăm că atunci când un om pe care îl cunoșteam dichisit, aranjat, floricică, dintr-o dată nu mai este așa, ci la polul, încet, încet ajunge la polul opus, acolo este energie de împacere împlinită, exprimată. Și ce facem? Suntem atenți la nevoile lor, le oferim îmbrățișări, o mâncare bună, o floare frumoasă, atenție de calitate, îi iubim. Deci, tandrețe. Noi cum putem să-i protejăm? Doar nu trebuie atenție. Okay. Nu e nevoie să-i protejăm. Okay. E nevoie să dansăm împreună cu ei în relație și să fim atenți și la ei, nu doar la noi. Sigur că cele mai importante sunt nevoile noastre, nu? De aceea am vorbit de igienă personală la nivel psihologic. Dar și ei sunt adulți. Atenție! Și ei pot la fel ca și noi. Poate altfel. Pentru ei e nevoie de un alt limbaj. În relația cu cei care au energie de empatic în bază sau în fază, limbajul corporal este extrem de important. Și cuvântul magic este tandrețea. Tuioșia, blândețea. Pentru că ce să vezi, chiar și atunci când nu avem experiență în zona asta, putem. Mulțumesc. Cu drag. Mi-ar plăcea acum spre final să-mi spui mie, să ne spui și nouă celorlalți care lucrăm în diferite organizații, care e un lucru, știu că nu-ți plac neapărat recomandările, dar care e așa un îndemn, care este un motto pe care l-ai recomanda oamenilor astfel încât să-și găsească starea de bine în interacțiunile cu ceilalți? Să se joace serios și să se ia în serios și atunci când lucrurile nu sunt atât de serioase sau par altfel. Pentru că viața este despre dans. Și nu e nevoie să fim profesioniști în asta. Dacă ne declarăm învățăcei și începem, restul e piece of cake. Lumea aceasta despre care am discutat astăzi, care e atât de complexă și atât de vastă, ai spus, sunt 720 de variante posibile. 720 de variante posibile. Mi-ar plăcea la final să ne recomanzi o carte care ne-ar putea duce la un următorul pas în a aprofunda subiectul. Aș avea de recomandat o mulțime. Am să mă opresc la două. Pentru zona de business, de organizații, recomand Ce să le spun, a lui Gerard Coligniu. Și am adus-o aici. Aici. Le-am cu autograf pe amândouă. Sunt oameni cu care mi-am făcut formarea. Înseamnă mult pentru mine. Și Parlez-vous Personality, franglais. John Park, care este și licențiatorul pentru România, Gerard Coligniu și încă un coleg de-al lor francez, pentru zona de business, pentru zona de personală, o introducere făcută cu trainer pentru care energia asta este importantă și atunci când va fi nevoie de bibliografie recomandată, cu drag oricând. Mulțumim frumos, Anne-Marie, că ai fost astăzi alături de noi. Cu drag. Vă mulțumesc și vouă că ați fost în această emisiune alături de noi și să ne regăsim cu bine data viitoare.